astăzi vom vedea un flux între Revit și Advanced Steel, dar vom insista pe unele funcționalități din Advanced Steel. Și o să începem cu un proiect nou în Revit. Ce trebuie să știți la Revit este că Revit fiind un program deschis, adică se pot scrie diferite add-on-uri, diferite extensii pentru el, o să găsim aici niște utilitare care pe partea de modelare sunt foarte simplu și foarte bine de utilizat. Unul dintre ele este Frame Generator. Ce face acest utilitar? Imediat cum se va deschide, veți vedea. Cu ajutorul lui, prin niște parametri, îmi pot genera o structură metalică după ceea ce definesc. Ia să găsim una simplă. Se poate defini geometria cu înălțimi, travei, deschideri, secțiunile pentru stâlpi și pentru grinzi. Se pot defini grinzi cu zăbrele, strashing, pene, da, contravântuiri, pereți, structura pereților și așa mai departe. În momentul în care îi dăm, tot aici, dacă ne uităm la baza de date cu secțiuni, vedem că ele sunt secțiuni standard, deci se vor utiliza secțiunile standard. Bun, o să-i dăm OK. Și în câteva secunde, acum depinde și de computerul pe care utilizați programul, această structură va fi generată în Revit. Dacă selectez una dintre grinzi, de exemplu, vedem că este o secțiune IPE 200, iar stâlpii HEA de 200. Bun. Acum, Advanced Steel fiind un produs Autodesk, operabilitatea lui cu Revit este simplă. Ea se face tot printr-o extensie, se numește Advanced Steel Extension și se poate descărca gratuit de pe portalul Exchange. O să vi-l scriu la sfârșitul webinarului. apps.exchange.autodesk.com. Vom exporta acest model cu ajutorul extensiei. Vedeți aici că se poate exporta, Advanced Export este un export special pentru Advanced Steel, dar mai avem și alte formate, formatul SDNF, Steel Detailing Neutral Format, CIS, IFC, PSS, deci cu ajutorul acestei extensii nu este necesar neapărat numai, nu trebuie să avem neapărat Advanced Steel. Se poate exporta și pentru alte softuri de prezare prin format IFC. Îi dăm OK, să-i dăm un nume, să-i spunem Revit Webinar și Save. Bun. Acum, dacă o să deschidem Advanced Steel, îl aduc imediat în monitorul acesta. În Advanced Steel, direct de la instalarea acestuia, dacă mergeți în meniul Export și Import, atenție, până să vă arăt acest lucru, doar două vorbe despre Advanced Steel în general. Odată, la instalare va trebui să alegeți, dacă doriți să aveți conținutul românesc, va trebui să alegeți limba și conținutul în română. Și un al doilea lucru, dacă înainte, atunci când Advanced Steel ținea de Gritec,
era disponibil pe trei versiuni în urmă de AutoCAD, adică funcționa, de exemplu, dacă acum versiunea de AutoCAD este 2016, el ar fi funcționat pe 2015, 2014 și 2013. Acum însă Advanced Steel 2016 nu funcționează decât peste AutoCAD 2016. Deci nu mai sunt, nu poate fi instalat Advanced Steel 2016 pe un AutoCAD 2015. Da? Bun. Aici. În acest meniu export și import, dacă merg la primul buton, cel de import din Revit, îmi aleg fișierul exportat mai devreme. Îmi dau open. Și vedeți că aici s-a recreat întreaga structură modelată în care a fost modelată în Revit. În Advanced Steel acum se poate continua modelarea. De exemplu, hai să spunem, o să mut UCS-ul, să zicem că aici, și voi mai poziționa câteva grinzi. Merg în home, acasă, profil, secțiunea, o să plec din punctul ăsta până în punctul ăsta. Orice profil din Advanced Steel are mai multe proprietăți decât un profil simplu, dacă ar fi o extrudare, să spunem. Odată are secțiune, apoi am poziționare, denumire unde pot să-i setez mai mulți parametri, date de fabricație, atribute date de către utilizator, toate aceste atribute vor putea apoi apărea în extrase sau pe desene, tip de afișare, comportament și așa mai departe. Și proprietățile fizice și mecanice. În Advanced Steel funcționează comenzile de AutoCAD simplu. De exemplu, dacă vreau să iau grinda aceasta, pot să o copiez cu QO. Base point de aici, încă cu el aici și încă o dată, să zicem aici. Deci toate comenzile din AutoCAD de editare, copy, move și așa mai departe se pot utiliza și în Advanced Steel. Deși se numește Advanced Steel, deci este un program pentru structuri metalice, în cadrul acestui program putem folosi și elemente de beton. De exemplu, putem crea niște fundații izolate. Da. Dar înainte de asta o să mut din nou UCS-ul. Așa. Orice modelez în Advanced Steel ține cont de UCS. De asta o să vedeți că o să mă tot mut cu sistemul de coordonate dintr-un loc în altul în funcție de ce am de ce o să am nevoie. Spunem că aici are o niște caracteristici pe care le pot da, vedeți că are și material, beton, clasa C2530, poziționare și așa mai departe. Din nou, elementul ăsta poate fi copiat. Să zicem că aici. Nu o să fiu foarte exact, e doar o demonstrație, nu vreau să pierd prea mult timp cu poziționarea acestor fundații. Pot acum salva modelul în Advanced Steel. Dacă mă întorc la export și import, pot să folosesc al doilea buton, cel de export, și spun a
Still webinar. Save. Ok. Acum dacă mă întorc în Revit, de la aceeași extensie Advanced Still Extension, o să merg la Synchronization de această dată. Aici îmi aleg noul fișier de fișierul exportat din Advanced Still și veți vedea că în această listă am după culori elementele care au fost modificate și elementele noi care au apărut în, în Advanced Still. Dacă vreau să le aplic pe toate, îmi dau Apply All Actions. Mai apare o fereastră aici. În cazul în care o secțiune din Revit sau din Advanced Still nu este regăsită în celălalt program, acest utilitar de sincronizare mă dă posibilitatea să le mapez. Da? IPE200 cu IPE200. Dăm OK. Și acum dacă mă uit în Revit, văd că mi-au apărut cele trei grinzi pe care le-am modelat în Advanced Still, precum și elementele de, de fundație. Și dacă le selectez, vedeți că acestea sunt elemente de fundație și în, și în Revit, deci nu sunt niște, doar niște solide 3D, precum și grinzile sunt grinzi, obiecte inteligente cu parametri. Acum, reîntorcându-ne la Advanced Still, Advanced Still a fost gândit ca un program pentru cei care fac detaliere pe structurile metalice. De aceea, o parte foarte importantă a acestui program este partea de îmbinări. Și pentru a ușura munca utilizatorilor, în Advanced Still avem o galerie de conexiuni, este ea denumită, care are o mulțime de macrouri pentru diverse îmbinări. De exemplu, dacă o să folosesc îmbinarea baseplate, trebuie să selectez un stâlp. Voi da enter. Și acum va apărea o fereastră cu proprietățile proprietățile îmbinării. Un lucru foarte bun la Advanced Still 2016 este că chiar dacă nu am setat, nu am terminat de setat proprietățile acestei îmbinări, pot să navighez în model. Da? Vă uitați că pot aici să întorc modelul ăsta pe toate, pe toate părțile și voi putea să schimb acum proprietățile îmbinării. De exemplu, grosimea plăcii o să o lăsăm de 10 mm. Dimensiunea, hai să-i dăm proiecție de, nu de 10, de 30, să spunem, sau chiar 50, 5 cm. Și vedeți că se actualizează automat, asta pentru că butonul acesta este activat. Sunt mult mai multe proprietăți, colțurile plăcii se pot face prin rotunjire, tăiere sau convex. Pot să-mi setez buloanele cu diametru, tipul buloanelor, ancore J, francezești, nemțești, poloneze și tot așa. Grupă, lungime. Pot de asemenea să adaug șaibe. Și dacă vă uitați aici, ele sunt, se văd în model. Mai mult, suduri,
grosime la inimă, tipuri sudurii, rigidizări. Da. Și așa mai departe. Și când am terminat, nu mai am un lucru de făcut aici. Da, mă rog, să mă las așa. Ah, da, fundația e prea sus. N-am pus-o la baza stâlpului, da, că m-am grăbit. N-are nimic. Ok. Da, aici văd îmbinarea. Aceste îmbinări se pot copia, iar în această paletă de instrumente pentru dance, pentru advanced steel, vom găsi o comandă de copiere a mai multor îmbinări. De exemplu, cea de aici. Selectez îmbinarea și pot să fac acum o selecție pentru toți stâlpii. Iar această îmbinare se va copia la fiecare stâlp în parte. Avantajul unui copier de în modul acesta este că dacă modific acum prima îmbinare, ce și celelalte se vor modifica automat. Bun, hai să mai facem una. O să iau din nou galeria de conexiuni. Asta, Apex, punch, selectez grinda 1, apoi grinda numărul 2, da, și vedeți cum se generează această îmbinare. Bineînțeles, are proprietăți. Încă un lucru, orice îmbinare se poate calcula. Nu o să intru prea mult în detalii aici, însă dacă voi completa aceste date, de exemplu, 15 la moment, 20, mă rog, niște date nu foarte exacte, dar aceste îmbinări pot fi verificate și vedem aici că această verificare este eșuată. O să vă arăt și raportul. Da. Unde vom găsi tipul de îmbinare, condițiile, verificarea de rezistență a șurubului la forfecare, capacității șuruburilor, o listă cu profilele conectate și verificarea propriu-zisă. Și văd că verificarea eșuată a fost la distanța laterală a șurubului. Acum pot să mă și aici la lungimea minimă de sudură și mai am una tot la lungimea minimă de sudură. Acum mă pot întoarce la binare să remediez aceste verificări eșuate. Voi salva din nou acest proiect. O să merg tot la export-import. Voi exporta pe același fișier. Și dacă mă voi întoarce în Revit, o să văd că prin
Sincronizarea. Sigur că una din întrebări este dacă în Revit o să-mi aduc înapoi din Advanced Steel îmbinările. Răspunsul este că teoretic, da, practic mi-aduce acum la această versiune, îmi aduce înapoi numai plăcutele de îmbinare. Însă avem promisiuni că se lucrează la un import în Revit mai avansat. Să-i spunem așa. Da, dacă ne uităm acum la aceste elemente, vedem că am plăcuțele, sunt niște modele generice în Revit, însă au materialul structural, grosime și pot să scot un extras după, da, după ele. La fel și aici la îmbinarea aceasta de la com. Da. Bun. Ce alte elemente mai sunt prezente în Advanced Steel pe care nu le găsim în Revit, de exemplu? Zona de placare, de exemplu, dacă folosesc acest buton, nu selectăm suport, facem conturul din polilinie și selectez o polilinie pe care am desenat-o în planul acesta. Pardon. Ok, creează placarea. Și vedeți că îmi creează această placare. Și aici pot alege diverse profile de tablă cutată. Orientări, proprietățile se pot seta de aici, de exemplu, nu vreau tăieturile drepte, vreau tăieturi după pantă și nivel pantă, suprapunerea bucăților de tablă. Așa cum am o placare. În placarea aceasta pot, bineînțeles, să fac goluri. Trebuie să-mi desenez înainte un dreptunghi, dar se pot face goluri, se pot face mai multe modificări. Ce alte elemente ar mai fi? Niște unelte pentru scări, scară dreaptă, să spunem, vreau cu punct de început și punct de sfârșit. Nu o să, bineînțeles, trebuie lucrat cu atenție, trebuie create niște linii ajutătoare, dar pentru exemplu ăsta nu vom foarte mult. Am definesc cele două puncte ale scării. Da, și Revit îmi, Advanced Steel îmi creează o scară cu trepte, cu îmbinări. De asemenea, și această scară are proprietățile pe care le pot defini. De exemplu, la podest vreau un podest inferior cu profile în față și în spate și dacă vă uitați aici vedeți că au apărut.
Se pot defini toate formulele, vedeți, aveți aici mai multe tipuri de trepte, să zicem 5, o să dureze un pic și vedeți că se schimbă tipul de trepte pentru scara respectivă, dimensiunile acestora, treapta, la, treapta de sus, treapta de jos și așa mai departe. Iarăși mai avem aici o unaltă pentru balustradă, care funcționează la fel de, la fel de simplu. Selectez două profile, să zicem, pe care vreau să am balustradă. Punctul inițial, punctul final. Da. Și în același mod, vedeți, am aici balustrada care se poate modifica după montanți, mână curentă, îmbinări, da, o mulțime de o mulțime de proprietăți. Bun. După ce, bineînțeles, mai sunt o mulțime de alte comenzi de modelare, avem toată zona asta de aici, este pentru plăci, se pot face plăci îndoite, se pot face plăci simple, se pot da găuri în aceste plăci, în profile, în, da, partea de modelare este foarte, foarte bine prezentată în Advanced Steel. Însă, dacă să spunem că am terminat partea de modelare, vom trece la partea de documente, unde vom începe cu numerotarea, poziția pieselor. Poziția pieselor se poate face și în mai multe poziționare. Pieselor. Se poate face mai mult, după mai multe metode, părți principale, părți secundare, numerotarea subansamblurilor, da, după diverse criterii care se pot modifica. Sunt am făcut numerotarea, să vedem, și vedem acum că fiecare piesă a primit un număr. Da? Acum și ansamblul. Această numerotare se poate relua ori de câte ori este nevoie, pe măsură ce apar alte elemente în model. Procesul acesta de numerotare se poate relua. Și ce facem cu ele? Păi, acum putem crea liste, de exemplu. Model complet. Așa. Și hai să vedem o astfel de listă. Mi-a dispărut paleta. Mă rog, creează lista. Da, așa se întâmplă câteodată. Hm.
Așa. Da, nu mi-a apărat această paletă. Extra subansambluri. Și se va genera lista aceasta după un template. Văd aici că am toate profilele, tot ce, plăcuțe și tot ce m-a interesat. Ceea ce mi-apare aici poate fi poate fi editat. Da, sau poate fi exportat într-un format citibil de către oricine, poate fi PDF, poate fi HTML, sau un document pentru Microsoft Word, Rich Text Format. Okay. Save. Și hai să-l vedem și în Word. Nu. Acum este în Word, este editabil. Iar aici, bineînțeles, această operațiune poate fi reluată. În, în Advanced Style există și un gestionar de, de documente. Document manager, cum... Am o problemă cu paletele. Așa. Da, și toate documentele proiectului pot apărea în... vor apărea... aici m-am salvat lista. Dar ele vor apărea în acest, în acest ecran. Haideți, de exemplu, să mergem un pic mai departe și să facem un, un desen. Și generarea desenelor este, să-i spunem, semi-automată în Advanced Style. Vom deschide paleta de stiluri de desen. Aici sunt definite mai multe tipuri de desene. Hai să luăm un simplu, zicem, grindă cu, cu zona adiacentă. În această fereastră pot seta mai multe opțiuni pentru desen și o să selectez grinda aceasta. Apoi voi selecta un format de planșă. Ok. Pardon. Iar acum, dacă mă întorc la gestionarul de documente, o să văd că la detalii am planșa 001 DVG, care îmi conține grinda. Da, aici am avut-o, am selectat placarea. De asta apare așa. Nu e nimic, o să vă mai arăt o metodă. Toda. Start. Pe lângă acest, această opțiune cu stilul de desen, unde fac desene pentru diferite detalii pe care le, ori le selectez de aici, ori îmi orientez UCS-ul astfel încât să-mi apară ceea ce mă interesează, mai există o opțiune prin procese de desen. Și în cazul meu, să zicem, o să-l iau pe ăsta, toate piesele, pagină plină A1. Asta ce înseamnă? Va lua, Advanced Style va lua toate piesele din model și le va plasa pe formate A1. Astfel încât să am toate elementele din
din proiect. O să dureze puțin. Ok, ne uităm în gestionarul de documente și iată, prima planșă 001 a fost cea pe care am creat-o manual, însă 2, 3, 4 și 5 cu detaliu A1 da, conține toate piesele din proiect. Iar nu vă uitați la tipul ăsta de la cotele de aici, ele pot fi, bineînțeles, editate. Astea sunt template-urile standard. Nu le-am editat deloc. Ia să mai vedem. Încă unul. 3. Da, și practic a durat, mă rog, a ținut pot câteva clipuri și am toate aceste desene generate. Aceste desene sunt legate de proiect și în cazul în care voi modifica ceva, de exemplu, ia să facem, voi selecta această îmbinare, dublu click. Da, zicem că nu se întâmplă nimic, dar iată că am mai... Ok, o să încerc alta, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar o să iau altă îmbinare. A pățit ceva fișierul ăsta, probabil trebuie salvat sau... Atunci o să fac altceva. Voi lua una dintre greens. Și o voi prelungi. Salvăm. Și... Da, s-a întâmplat ceva cu acest fișier. În mod normal trebuia să-mi arate planșele în care nu, în care actualizarea elementelor este necesară. Bun. Și ar mai încă un tip de export și cu asta o să încheiem. Advanced Steel poate exporta fișiere pentru mașini cu comandă numerică. Da. Așa. În funcție de poziția pieselor sau în funcție de pozițiile de ansamblu. Poți ceva? Iar toate aceste fișiere se vor găsi în folderul DSTV. Iar acestea pot fi acum utilizate. Sunt mai multe setări de făcut acolo, însă aceste fișiere pot fi utilizate pe mașinile cu comandă numerică. Ok. Bun. În mare cam atât am vrut să vă arăt astăzi. Sunt foarte multe de spus despre acest program, dar nu avem așa de mult timp disponibil. Însă dacă doriți să aflați mai multe, o să vă rog să mi scrieți
la această adresă de mail, bogdan.matei@manormachine.ro, și pe cât posibil o să încerc să vă răspund la întrebări. Încă un lucru înainte de a ne despărți astăzi, în perioada următoare, până la 29 ianuarie 2016, sunt în vigoare câteva promoții autodespreferitoare la Advanced Steel, 35% la licențele desktop subscription, cele închiriate pe 1, 2 sau 3 ani, tot 35% reducere la o licență perpetuă achiziționată cu maintenance subscription, cu abonamentul de subscripție, și 25% pentru o licență perpetuă fără abonament de subscripție. Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul nostru www.manormachine.ro. Veți găsi acolo și modalități de contact și alte detalii. Așa cum vă mulțumesc pentru participare, sper că vi s-a părut interesant și vă aștept la webinarul următor. Mulțumesc!